După câteva luni în care numărul șomerilor gorjeni s-a situat peste cifra de 10.000, statisticile AJOFM arată o scădere ușoară a ratei șomajului. În prezent, rata șomajului este în procent de 6,43%, vizibil în scădere față de anul trecut, când era 8%. Da, comparativ cu anul trecut, într-adevăr, numărul de șomeri este mai mic, astfel că la ora actuală avem 9.137 de șomeri înregistrați la nivelul județului Gorj, din care 3.814 sunt femei, numărul șomerilor indemnizați fiind de 2.955, numărul șomerilor neindemnizați 6.182. Astfel că rata șomajului este de 6,43%. Pentru cei 10.000 de șomeri, angajatorii pun la bătaie doar 145 de locuri de muncă. Și asta pentru că este o perioadă prielnică lucrărilor din construcții. Pentru astăzi avem 144 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt pentru agenți de securitate, agenți vânzări, ospătari, barmani, electrician întreținere reparații, electromecanic, șofer, cruitori, confecționeri. Toți străinii sunt cei care vin cu oferte de locuri de muncă pentru șomerii gorjeni. AJOFM oferă, prin programul EURES, peste 270 de locuri de muncă în țări precum Germania, Marea Britanie, Suedia și Slovacia.